Adi, cum o să fie meciul din Germania? Cred că ne așteaptă un meci foarte echilibrat. Știu că Bietigheim n-a traversat cea mai bună perioadă de la începutul Ligii Campionilor, dar au în componență multe jucătoare cu experiență mare internațională și sunt o echipă care într-o zi bună pot bate absolut orice echipă din grupa noastră. Este clar că trebuie să ne concentrăm, dacă vreți, mai mult decât am făcut-o la orice meci de până acum. E poate cel mai important meci al nostru. Asta vreau să te întreb, dacă e greu să le ții pe fete, să le mobilizezi când știu că joacă practic în momentul de față cel mai slab adversar din grupă. Asta ar fi cea mai mare greșeală pe care un sportiv sau poate noi ca și antrenori am putea să o face, să subestimăm un adversar. Fie că vorbim de fapt în orice competiție, n-ai voie niciodată să subestimezi niciun adversar pentru că niciun meci nu e câștigat dinainte. Dacă te gândești la echipa lor de anul ăsta și cea de anul trecut și ar fi să le compari, cum ți se par? Anul ăsta, spre exemplu, sunt două jucătoare foarte bune, Ostergaard și Stine Jonsson, care sunt în echipa lor și care au atâția ani de zile de jucat în Liga Campionilor, încât e foarte multă valoare. Au și câteva fete accidentate, cum e Carolina Kudlac, dar, repet, stau foarte bine din punct de vedere fizic, au, hai să spunem, înălțime și forță foarte bună în echipă. Sunt obișnuite să joace meciuri în sistem alert. Și o echipă bună, repet, este o echipă bună cu multă calitate în ea. Dacă ar fi să te gândești la cum e pentru fete să joace o dată într-o competiție, o dată în altă competiție, e destul de... E normal. E lucru care ni se întâmplă în fiecare an și suntem, cred că este datorită valorii pe care o avem, să putem să jucăm meciuri, mai multe meciuri pe săptămână în două competiții diferite. Fiecare competiție trebuie tratată cu respect, fiecare adversar trebuie tratat cu respect. Repet, niciun meci nu este câștigat dinainte. Sportul, cred că, a pedepsit de foarte multe ori acele favorite care au crezut dinainte că pot câștiga. Și, așa cum am mai spus, e un meci în care trebuie să ne concentrăm poate mai mult decât am făcut-o la orice meci până acum. Ce meci e care per referitor la cum vrei tu să arate echipa din ce s-a jucat până acum în Liga Campionilor în acest sezon? Fiecare meci are povestea lui. Ritmul pe care l-am avut înainte de întreruperea pentru perioada de echipă națională a fost un ritm foarte bun cu acele două meciuri cu Metz acasă și în Danemarca. Așa că cred că pe măsură ce trec zilele o să ne redobândim acel ritm, pentru că 3 săptămâni n-au cum să nu lase urmă atunci când o echipă nu mai joacă niciun meci. Așa că spune că ăla poate fi până acum un, hai să spunem, ca un etalon, dar în general recordurile sau aceste puncte în care echipa joacă bine sunt făcute ca să le hai să spunem, să le dezvoltăm, să jucăm și mai bine. Deci tacheta trebuie ridicată la fiecare meci. Tot timpul. E tacheta celor care vor să câștige, tot timpul, care țintesc către medalia de aur, asta este. În fiecare zi trebuie să te autodepășești, în fiecare zi trebuie să-ți găsești puterea să faci, să repeți acel lucru pe care îl faci de obicei, să o faci cu plăcere, și când faci lucrurile astea, viitorul arată bine. Spuneai tu că în Liga Campionilor cam orice se poate întâmpla, nu contează neapărat numele. Dacă te uiți un pic la grupa cealaltă și vezi să se cape primul loc, te surprinde? Da, este un an altfel. Avem pandemia asta care dă peste cap foarte multe lucruri și care o să dea în continuare peste cap multe lucruri. E poate un an în care echilibrul din Liga Campionilor este mai prezent ca până acum. Sunt mai multe echipe bune la un nivel foarte bun. Nu mai sunt poate 3-4 echipe a căror calitate era clar văzută pentru Final Four. E un an al responsabilității în afara terenului, în viața pe care o avem în afară și în teren. E un an în care e foarte greu să vezi cum se va termina, care este rezultatul final, dar pentru asta trebuie să ne pregătim, să sperăm că suntem acolo sus. S-a mărit staful de săptămâna trecută. Se simte, chiar dacă au fost puține zile, o îmbunătățire sau o creștere? Eu cred că noi românii avem vorba aia că omul sfințește locul, așa că amprenta fiecărui om o să se cunoască chiar poate de la prima lui prezență. Mă bucur că Dadu a venit în staful nostru și că s-a rezolvat lucrurile ca el să fie aici. Vine cu multă experiență, cu multă valoare. Cu siguranță portarii fac parte dintr-o, ne spunem noi, că toată o lume mai ciudată și trebuie cineva să-i înțeleagă, care să le cunoască tot specificul lor. Așa că de când a venit Dadu există cu siguranță mai multă valoare în staful nostru. Toată lumea aptă pentru da. Acest meci? Absolut toată lumea aptă.